capitan plâns de actualul capitan. Burlacu a fost cel mai emoționat în amintirea celor 7 ani fără Toni Alexe. Jucători, antrenori, oficiali și suporteri l-au comemorat pe regretatul basketbalist. Au fost momente de reculegere și s-au purtat tricouri speciale în memoria jucătorului. Au fost foarte apropiați. Deci chiar nu vine să cred că 7 ani. Deci mi se pare că a fost luna trecută. Suferința i-a unit pe albalbaștri. La 7 ani de la dispariția lui Toni, ei au învins Oradea la peste 7 puncte diferență. Scor final 78-66 și ploieștenii întrerup seria înfrângerilor. La final, basketbaliștii au mers în fața sălii unde au aprins lumânări alături de fanii care au onorat memoria lui Toni Alexe. E dureros, e trist. De fiecare dată ne amintim cu mare plăcere și cu mare durere de după accident. Sunt momente, v-au motivat și ați câștigat în sfârșit. Da, trebuia să încheiem acest șir de înfrângeri și să pornim cu un joc mult mai elaborat și cu apărare mult mai agresivă. Trebuie să revenim la ceea ce a fost Asesoft.